Durerile intense de cap pot avea numeroase cauze, iar alimentația este una dintre ele, pentru că anumite produse pe care le consumăm pot fi responsabile de apariția acestora. Migrena nu este doar o durere de cap mai grea, este o afecțiune neurologică complexă, care pe lângă alte cauze poate fi provocată și de anumite produse pe care le consumăm. Este important să știm și să facem diferența dintre o durere de cap și o migrenă. Migrena se caracterizează prin apariția unei cefalee, a unei dureri de cap severe. Astfel, în cazuri în care alimentația este principalul factor care provoacă durerea intensă de cap, atunci problema poate fi rezolvată prin adoptarea unui stil de viață sănătos. Primul pas este reprezentat de respectarea unui program în ceea ce privește alimentația, anume fără mese amânate sau neregulate. Deshidratarea poate fi de asemenea o cauza durerii de cap, fiind necesară să bem cantitatea de apă de care organismul nostru are nevoie pentru a funcționa normal. În plus, alcoolul și produsele de bază de cofeină pot cauza migrene, dacă sunt consumate în cantități mari. Totodată, alimentele care conțin tiramină, precum carnea afumată, produse mucegăite, herinci murați, pește afumat, anumite brânzeturi pot genera dureri serioase de cap. Există două categorii de dureri de cap, cele primare în care nu există o leziune structurală și cele secundare care pot fi date de o tumoră, de un accident vascular cerebral sau de o afecțiune oftalmologică. De aceea, o durere intensă de cap pe care nu o mai experimentat-o în trecut, mai ales dacă este însoțită de febră, trebuie să ne trimite urgent la medic pentru investigații. Relatează antena 3.ro